Bun găsit! Iată-ne din nou în casele dumneavoastră. Pentru ediția de astăzi, echipa Rapsodiei Satului a pregătit următoarele subiecte. La rubrica Actualitate vom discuta despre cum decurge achitarea datoriilor la plata subvențiilor pentru 2015. La satul meu european vom vedea cum se dezvoltă infrastructura la Râșcani. Iar la agrobusiness, Valeriu Duca de la Criba Briceni face pași fermi în cultivarea verze timpurii în sere. Lilian Borodachi de la Hlina Briceni, un adevărat gospodar care cultivă fasole de păstăi în sere, dar și alte legume. Ca la bunica de această dată vom găti tocăniță din ardei cu Maria Diozu de la Climăuții de Jos. Iar la Darul Pământului vedem motivele pentru care ar trebui să consumăm păpădie acum primăvara. La sfârșitul lunii martie s-a dat start achitării datoriilor la plata subvențiilor pentru anul 2015. Vă reamintim că fondul de subvenționare a constituit 610 milioane lei, plus surse externe, dintre care au fost achitate datorii pentru 2014, în sumă de 246 milioane lei, pentru 2350 cereri. Cum decurge procesul de achitare a datoriilor pentru 2015, dar și ce schimbări prevede regulamentul pentru 2016, aflăm de la Nicolae Ciubuc, director adjunct Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Bună ziua și bine ați venit la noi! Da, bună ziua și bine v-am găsit! Domnule Ciubuc, se pare că carul s-a urnit din loc. Ce sumă s-a acumulat ca datorii pentru subvenții pentru anul 2015? Putem constata sau spune cu certitudine că Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și-a făcut cu așa cum a putut atribuțiile și funcțiile, în parte și ține de recepționarea cererilor. Am spus că au fost recepționate aproximativ peste 4.000 de solicitări, suma totală constituind 540 de milioane de lei. Așa cum este și programat procesul de activitate, adică până la 31 decembrie 2015 au fost depuse practic toate dispozițiile de plată pentru suma care am avut-o disponibilă. Un lucru, din păcate, nu a fost valorificată această sumă din insuficiența mijloacelor la bugetul de stat, respectiv această sumă a fost trecută cu titlul de datorie pentru anul 2016 și iată, începând cu luna martie, deja au început a intra primele plăți în contul producătorilor agricoli. Menționez faptul că la această etapă au fost trecute în contul producătorilor aproximativ 27 de milioane de lei. Aici intră inclusiv o parte din cererile care au fost chiar și în anul 2014, fiindcă în 2015 nu în totalitate au fost stinse din anumite motive. Respectiv, efectiv pentru acele cereri care au fost înregistrate în 2015, au fost trecute în contul agricultorilor aproximativ 17 milioane, ori pentru aproximativ 1.600 de producători agricoli. Mai cu seamă, în acest sens vreau să menționez că au beneficiat producătorii agricoli cu sume mici, pentru că acesta a fost un principiu care l-am luat la bază, adică de la mic la mare, fiindcă alocațiile lunare sunt net inferioare datoriilor, deci am considerat că ar fi bine să transferăm în primul rând micilor producători care au probleme mult mai mari, se confruntă cu incapacitate și insuficiență de mijloace financiare pentru achitarea anumitor lucrări, mai ales că suntem în prag de demarare de plină a lucrărilor de primăvară, de ce ne bucură acest fapt că deja au început aceste plăți. Desigur, La ce limite de dată o să fie stinse aceste datorii? Mi este foarte greu la etapa dată să spun sau să vin cu anumite cifre sau anumite dăți. Important că acest proces a început. Sperăm că acest lucru să continue săptămânal sau lunar, astfel ca într-un termen cât mai scurt să stingem toate datoriile. Datoriile rămase la ziua de astăzi depășesc 400 de milioane. Aici trebuie de mai adăugat și datoriile față de producătorii agricoli de fructe care au livrat la procesare
ca rezultat a embargoului impus de Federația Rusă în anul 2014, sau acei producători cu suprafețe mai mari de 15 hectare, cei producători care cunosc de problema respectivă, și aceste 45 de milioane care de fapt nu au constituit obiectul proiectului Băncii Mondiale. Amintesc că am avut proiectul Băncii Mondiale care a vizat producătorii cu suprafețe până la 15 hectare, respectiv cei care peste 15 hectare, au rămas într-un fel nevalorificate aceste datorii, și de ce ne-am propus că acestea să fie incluse la fel în fondul de subvenționare, și respectiv suma acestor datorii depășește 400 de milioane, și odată ce vom avea deja bugetul adoptat în acest sens și regulamentul de subvenționare, prioritate vor avea aceste datorii. Este important, foarte complicat ca în momentul în care nu s-a adoptat bugetul pentru 2016 să lucrați și cu achitarea datoriilor. E oarecum un amestec de lucruri, nu? E vorba de anumite proceduri interne între Ministerul Agriculturii, Ministerul Finanțelor. Important, agricultorii să nu aibă de suferit din acest cauză, fiindcă până la urmă este bugetul provizoriu care este în vigoare, și în baza alocațiilor din acest buget provizoriu, adică până la adoptarea bugetului de stat în modul stabilit, adică achitările și plățile se efectuează în baza bugetului provizoriu, adică în baza alocațiilor care le-am avut pentru anul 2015, valabile și pentru anul 2016. Să înțeleg că dumneavoastră, ca agenție, sunteți mai mult un suport tehnic, adică vă faceți datoria foarte bine. Acum depinde de guvernare, de buget, ca toate lucrurile se pună pe făgașul necesar. Să vorbim acum un pic și despre subvenții pentru 2016. Să înțeleg că bugetul ăsta va crește sau e o speranță pentru subvenționare? Deci, așa cum ați sesizat, deja procesul de elaborare de mult a început, având la bază anumite prognoze a mărimii fondului de subvenționare pentru anul 2016, în comun sau în consultare strânsă cu producătorii agricole, asociațiile acestora, am demarat procesul de elaborare a politicilor de subvenționare valabile pentru anul 2016. Trebuie de remarcat faptul că sperăm foarte mult ca acest an să fie ultimul ca și procedură de elaborare an de an a regulamentului, ceea ce creează incertitudini, neclarități în raport cu producătorii agricoli, fiindcă suntem în proces de elaborare a legii de subvenționare sau legii privind principiile de subvenționare, care ar pune capăt, adică, acestui proces anual care îl facem, adică să fie o lege care să asigure stabilitate, indiferent avem adoptat bugetul într-un termen rezonabil sau nu, procesul de subvenționare să nu se pericliteze, astfel ca producătorii agricoli an de an să existe un termen când poate să depună cereri, adică într-un fel sau altul să-și poată programa investițiile. În acest an venim chiar cu anumite măsuri noi, cum ar fi dezvoltarea și stimularea agriculturii ecologice, cum ar fi stimularea perfecționării sau stimulării consultării producătorilor agricoli, mai cu seamă în procesul de obținere a subvenției. Este o măsură care, de fapt, ar fi cunoscută în spațiul european, însă în Republica Moldova, ca și măsură de sprijin, va fi instituită pentru prima dată în acest an, adică cei producători agricoli care întâmpină greutăți în procesul de pregătire a pachetelor de documente în sensul obținerii subvenției vor putea beneficia de consultanță. Susținem tinerii producători de la an la an, de la măsură la alta, adică venim cu stimulente suplimentare pentru acei producători agricoli care sunt în categoria tinerilor fermieri. În acest an vom veni și cu adaosuri suplimentare pentru femei care se lansează în afaceri în domeniul agricol. Nu în ultimul rând, venim cu subvenții pentru grupurile de producători. Amintesc aici că avem legea privind grupurile de producători și asociațiile lor, care prevede că acei producători care se asociază și comercializează producția prin intermediul grupului de producători vor putea beneficia de subvenții din valoarea sau din costul producției comercializate. S-a simplificat oarecum un pic procedura de obținere a subvențiilor? De fapt, noi această tendință de a simplifica și de a crea condiții cât mai facile producătorilor agricoli se resimte de la an la an. Și în acest an, desigur, pe anumite măsuri se exclud careva documente, altele se simplifică ca și procedură în felul pentru în care pentru că aveți la îndemână alte
alte surse de unde puteți afla, adică la general, informația? De asta ați exclus anumite acte. Absolut, fiindcă aduc exemplu, chiar aceeași extras de la camera înregistrării unui producător agricol trebuie să vină cu dovada că deține genul de activitate care e înregistrat, nu este în proces de insolvabilitate, deci procedură care poate fi preluată de AIPA direct din registrul întreprinderi și organizații, fără implicarea agricultorului, care trebuie să urte cheltuieli suplimentare, timp pierdut ca să obțină un astfel de certificat, sau certificat privind lipsa datoriilor la bugetul de stat, prin interconectarea sistemului electronic a agenției cu sistemul electronic a inspectoratului fiscal, noi putem vizualiza informația. Agricultorii, fermierii spun că sunt bune subvențiile, doar că să fie date la timp. În mare parte depinde de potențialul și capacitățile bugetului. Noi această problemă în principiu nu am avut-o până în anul 2015. Din anul 2015, ca rezultat a perturbării sistemului financiar, bugetar, economic al țării, respectiv am resimțit și noi și respectiv agricultorii această întârziere. Sperăm foarte mult că începând cu acest an lucrurile se vor normaliza în condițiile în care vom avea deja bugetul adoptat și vom stabili procesul de achitare într-un ritm normal. Fiindcă dacă vorbim de agenții de intervenții și plăți și procedurile, termenele în care pot să vă dau asigurări și vă spun cu toată certitudinea că practic noi toți acest termen, toate aceste condiții sunt respectate în partea și ține de recepționare, perioada de transmitere, perioada de verificare, de autorizare și transmitere către trezorărie. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru informații, să dea Domnul să avem adoptat un buget, să avem subvenții la timp, ca oamenii să poată să-și desfășoare activitățile sănătate și o duminică frumoasă în continuare. Da, vă mulțumim frumos! Fiind primar al raionului Râșcani, încă din 2011, Victor Bogatko a reușit să implementeze mai multe proiecte investiționale cu privire la reparația și schimbarea încălzirii capitale atât în instituțiile de învățământ cât și acase de cultură. Victoria Dunforf Scutaru, fiind de baștină din raionul Râșcani, a emigrat acum 15 ani în Marea Britanie. Chiar și de la distanță, Victoria a dat dovadă că se poate de făcut lucruri mărețe. Astfel, în septembrie 2015, cu susținerea autorităților locale, a fost inaugurat Centrul Phoenix pentru copii cu dizabilități din raionul Râșcani. În al doilea mandat de activitate, primarul raionului Râșcani, Victor Bogatko, a reușit să implementeze mai multe proiecte investiționale. În ultimii 4 ani s-au investit circa 10 milioane de lei în reparația grădiniței, a casei de cultură, cât și a gimnaziului din raion. Отремонтировали капитально школу молдавскую. Значит, в детском садике поменяли крышу. На сегодняшний момент через фонд энергоэффективности осуществляем полностью утепление русского лицея и 10-го садика. То есть на подходе проект по утеплению дома культуры, замене окон и крыши. Un aport considerabil în dezvoltarea infrastructurii raionului Râșcani îl au localnicii. Cu sprijinul acestora și al autorităților locale, ei au reușit să ilumineze câteva străzi. Problema emigrării populației este prezentă și în Râșcani, astfel că oamenii, în lipsa locurilor de muncă și a salariului mic, sunt nevoiți să plece peste hotare. Часть жителей регулярно выезжает на заработки. К сожалению, производства у нас в городе нет. То есть в основном сфера услуг и торговли. Самые большие проблемы – это дороги на сегодняшний день. То есть состояние дорог, исходя из того, что государство не дает нам использовать дорожный фонд, за последние 4 года мы не получили ни одной копейки с районного бюджета. То есть стараемся как-то выходить собственными силами. Меняем тротуары. В прошлом году, в течение 2 лет, вернее даже, мы изменили немножко центр города, сделали порядка 3 квадратных километров тротуарной плитки. В этом году мы уже закончим полностью по городу. Fondat în 1974, gimnaziul Gheorghe Râșcani poartă cu respect numele boierului care a fost și întemeitorul orașului Râșcani. În cadrul gimnaziului își fac studiile 474 de elevi, repartizați în 12 clase primare și 9 gimnaziale. Conform planului de studiu și al tradițiilor școlii, în fiecare lună întreg corpul didactic, elevii cât și părinții acestora se implică în desfășurarea diverselor activități. Recent au sărbătorit Ziua Internațională a Păsărilor. I-am surprins în plină activitate cântând și recitând versuri.
Pițigoi, pițigoi, nu mai treci pe la noi, umbli prin copaci străini și te văd pe la vecini. Aveam două rândunele și-au plecat din cupciele. Vă feriți de prispa mea, parcă v-am făcut ceva. Pe când eu mereu deștept, toată noaptea vă aștept, toată ziua, toată vara. Pițigoi, mă simt sârtit să mă știu tot părăsit. Am organizat activitatea Salutare prieteni în aripați. În această activitate, elevii au prezentat cântece, ghicitori, informații despre păsări, diferite înscenări. Diana Frecăuțeanu, directorul gimnaziului Gheorghe Râșcani, este una din persoanele ce încurajează elevii să tindă spre promovarea tradițiilor și performanțe în învățământ. Este vorba despre o activitate extracurriculară dedicată păsărilor. La fel am avut recent activități de salubrizare a râului din orașul Râșcani, râul Copăceanca, sădirea copăceilor pe malul acestui râu. Vreau să aduc mulțumiri foarte mari atât administrației publice locale cât și părinților acestor elevi care au ajutat, care ne-au acordat un ajutor foarte mare la această activitate. Recent, cu susținerea Fondului de Investiții Sociale din Moldova, în incinta școlii a fost construit un nou grup sanitar. Gimnaziul fiind pe exterior termoizolat, iar în interior s-a făcut reparație capitală în ospătărie. Elevii gimnaziului sunt perseverenți, astfel aducând mulțumiri întregului corp didactic pentru munca depusă. Ne bucură cu performanțele lor, cu succesele și cu mulțumirile și gratitudinile din partea părinților. Aceasta este cea mai mare bucurie pentru noi. Copiii din gimnaziu participă, ocupă locuri premiante, la fel la Olimpiada. Anul acesta avem două locuri întâi la geografie și biologie și suntem foarte mândri de performanțele copiilor noștri. De mai bine de 15 ani, Victoria Danford Scurtaru, fiind de baștină din Râșcani, s-a stabilit cu traiul în Marea Britanie. În urma vizitelor în Moldova, a sensibilizat-o enorm modul de viață a copiilor cu nevoi speciale din Râșcani. Aceștia erau impuși de soartă să-și petreacă viața în scaune cu rotile și izolați de societate. Ideea inaugurării unui centru de dezvoltare pentru acești copii nevoiași îi aparține Victoriei. Grație ajutoarelor umanitare din Anglia, cât și al autorităților locale, în septembrie 2015, în incinta unei foste grădinițe de copii din raion, care nu a activat deja de 20 de ani, a fost deschis centrul Phoenix. Investițiile alocate se ridică la suma de 4,8 milioane de lei. Zilnic, 15-20 de copii cu nevoi speciale au posibilitatea să-și dezvolte aptitudinile. Am început activitatea doar cu ajutoarele umanitare. În primul rând, scaune rulante, verticalizatoare, adică echipament de mobilitate. Atunci când am început să repartizăm aceste scaune rulante, ne-am dat seama câți copii cu dizabilități sunt la nordul Republicii, care sunt închiși în case, care văd doar frunzele prin geam. Și atunci am hotărât să inaugurăm un așa centru. Se datorează doar Victoriei, care are familia ei, are domiciliu, are serviciu în Marea Britanie, dar o doare sufletul după copiii aceștia, care sunt mult mai triști decât noi. Proiectul de reconstrucție este împărțit în două etape. Prima etapă rămâne a fi acest centru pentru copii cu dizabilități, a doua etapă prevede deschiderea unui centru pentru persoanele înghetate. Se planifică locuri pentru 27 de persoane, 10 din ele fiind contraplată, astfel asigurând întreținerea celorlalți. Bugetul centrului Phoenix este unul mic, de aici intervin dificultăți financiare. Acest centru este pur gratuit. Părinții nu achită nimic. Noi avem înscriși 30 de copii. Zilnic frecventează 15-17 copii. Una din pricini este faptul că copiii sunt școlarizați
și avem un grafic special când copiii merg la școală și atunci când frecventează centrul nostru. Și mai e și pricina că avem și personal limitat care îngrijește de acești copii. Și ar fi și a treia pricină, ca să ne extindem, ar fi nevoie de finanțări suplimentare. Copiii primesc așa servicii: terapie ocupațională, integrare socială, alimentarea de două ori pe zi. Avem un microbus specializat care este menit pentru transportarea copiilor în cărucioare. Merg prin satele raionului, aducem copiii la centru. Este scopul nostru ca copiii să fie și integrați social, dar să nu fie rupți de la familia lor. Centrul Phoenix dispune de secție de abilitare, astfel că în afară de beneficiarii centrului mai sunt înscriși și alte 32 de persoane la procedurile de întremare a sănătății. În secția reabilitare avem logopedie, terapie senzorială, kinetoterapie, masaj și avem și servicii de psihoterapie. Părinții sunt foarte mulțumiți și copiii la fel. Am avut un caz. În ajun de Crăciun am solicitat beneficiarilor să ne scrie, cine nu poate scrie să ne spună, o doleanță către Moș Crăciun, ce cadou ar vrea să aibă. O domniță, Natalia, ne-a zis așa: nu vreau niciun cadou de la Moș Crăciun. Aș vrea doar un singur lucru: să funcționeze centru și în fiecare zi să vin aici, fiindcă acesta este a doua casa mea și a doua familia mea. Frecventând acest centru, comportamentul fiicei lui Oleg Prădeșteanu a evoluat mult. Suntem foarte mulțumiți. Cum mai bucuroasă, mai vesel. Sunt schimbări bune, spre bine mergem. Vorbești mai bine, se mișcă mai bine. Suntem recunoscători că centrul aduce fapte bune. Datorită concetățenilor plecați peste hotare, asemenea centre activează. Satele noastre își schimbă aspectul și oamenii speră la o viață mai bună. Valeriu Duca din Criba Briceni este unul dintre cei mai activi antreprenori din sat. Cândva cultiva tutun de vreo 5 ani însă, s-a specializat pe cultivarea legumelor în seră. Deține 40 de hectare de teren cu cartofi și 73 hectare de livadă cu meri. Scopul dumnealui este să creeze locuri de muncă pentru tinerii din sat, dar și să crească producție competitivă. O zi de primăvară hrănește un an, zicală valabilă și pentru cei din gospodăria lui Valeriu Duca de la Criva Briceni. Cultivarea tutunului pe aceste terenuri a ajuns o amintire, iar locul lui a fost luat de varză, ardei și roșii. Antreprenorul face rotația culturilor, astfel evită bolile și dăunătorii, dar și dezechilibrarea compoziției solului, fapt ce îi garantează recolte bogate. Varza e prins bine, am protejat-o din înghețuri care au fost nu de mult. O udem și o prășim între rânduri ca să o curățăm de briene. Deși cultivă de 5 ani legume în seră, antreprenorul a identificat piața de desfacere și afacerea se dezvoltă. Începutul a fost dificil, pentru că mijloace financiare erau limitate, iar subvențiile promise întârziau. Noi suntem tineri în creșterea varzei, dar cred că la lipcani, acum de sărbători, o să vândem. Am început-o fără bani, că trebuie să îndeie subvenții de la stat și n-am mai primit tot. De câte ori ne-au chemat la adunări, ne promiteau că în timp de o lună a să fie subvenții și nu a mai fost. Și acum am împrumutat și mai bani de, într-o parte de alta și am crescut răsat, l-am răsădit aici. Intenția fermierului era de a oferi locuri de muncă pentru oamenii din sat an împrejur. Are un colectiv tânăr și lucrul merge strună. Am vrut să atrag mai mult tineret, după cum ați văzut că ele nu sunt toate. Dar este o grupă de 16 fete care e un zinou bun de fete. Și sunt și mai în vârstă care sunt tot ocupate acum la livadă. Și am vrut să le dau ca să aibă de lucru cam tot anul. Și dacă începem cu legumele, avem cartofi, după cartofi mereș,
cam aproape tot anul sunt ocupate în lucru. De martie, dacă timpul e bun, nu-i frig, nu plouă, nu-i ger. Și da, așa. Asta cum a fost? A fost iernile de sol cu zăpadă? Nu. A fost iarnă caldă. Și de ce fost bine? Începeți semănatul? Ce semănați mai întâi? Nu, varză. Varza chiar a fost sădită. Și cum e? Că plantam tomate. Și cum e lucrul în seară, în general? Nu, acum e cald, dar așa vara e foarte cald, acum e normal. Suntem la etapa când plantăm semințele de tomate și în decurs de 4-5 zile va răsări. Îl semănăm, îl creștem răsadul aici și îl transportăm la câmp. Suntem angajate aici, la Valeria Andreevici. N-am fost nevoit să plecăm și hotare, avem un loc de muncă bine plătit și nu am plecat nicăieri, suntem cu familia. Rezervele de apă de la suprafața solului sunt reduse. La Criva și în alte localități e problemă cu apa. Mai aducem cu tractorul cu butoiul de la Iazuri și ieșim din situație. Una zeală foarte puțin a fost. Și acum tot e puțin. O leacă mai plouat cât o leacă, dar e puțin. Când preconizați să aveți varza deja gata? Varza undeva până de la 1 până la 10. Mai trebuie să scoatem. Fiul Leonte este un sprijin de nădejde pentru antreprenor. S-a implicat activ în această afacere și are anumite responsabilități. De subvenții au beneficiat în 2014 pentru construcția serelor. Au procurat materiale de construcții și au ansamblat singur serele. Irie prin picurare, căci astfel nu pot asigura o creștere normală plantelor. Valeriu Duca sprijină foarte mult grădinița și școala din sat. Anul acesta, pe o suprafață de 40 hectare, a însămânțat cartofi. Dincolo de pădure se deschide Ucraina. În 2009 și în 2011 a plantat șiledez cu mieri, aidaret, florina, semirencu, slava, primruj. Sunt câteva sori care se cultivă aici la nord. Echipa de lucru plantau poieți acolo unde erau lipsuri. Pe 5-10 mai, producătorul preconizează de pe cei 22 ari de varză să scoată și prima roadă. Lilian Borodache a început activitatea în agricultură la Hlina cu 5 ari de seră. A lăsat Chișinăul și a valorificat viața la țară. Astăzi cultivă răsat pe 35 de ari și s-a gândit să crească și fasole pentru păstăi. Și-a identificat și piața de desfacere și speră ca peste o lună să se bucure și de prima roadă de varză timpurie. La Hlina Briceni am întâlnit un producător împătimit de agricultură. Prin 1998, Lilian Borodache lăsa Chișinăul și se mudă în satul de baștină al soției, la nordul țării. Au luat cotele buneilor și așa începuseră să se contureze primele tentative de a face agricultură. Am început să cultivăm legume în câmp deschis. Am lucrat în câmp deschis până în 2005 și văzând că cam e bine, dar și nu e bine, văzând experiența la alții cu serile, am presupus să trecem și noi un pic la serie. Și din 2007 am început să lucrăm și în serie. Au început cu 5 ari de seră, ca treptat să se extindă pe o suprafață de 35 de ari. Cultivă ardei, varză, castraveți, vinete. Mai nou au hotărât să crească în serie și fasole pentru păstăi și speră ca peste o lună să aibă și roadă. Din anul trecut, de la niște prieteni, am luat niște fasole. Nu din anul trecut, dar din anul din 2013. Și le-am plantat primul an lângă un gard. Am vrut să vedem și prezintă ele. Anul trecut am luat sămânța, am avut sămânță și am plantat-o în seră. În seră a fost în traiestea serii, numai pe cap de aici pusă. Am vrut să vedem ce a să arăte ele și cum a să șibă. Și mi-a plăcut foarte mult. A ieșit cu undeva la 20 de lei kilogramă de păstări. În luna august, tot anul trecut, 2015, după ce am scos castraveții din seră, am plantat păstăi. Și ele undeva de 60 de zile, la 60 de zile am început să culegem prima roadă.
proada obținută o comercializează la Lipcani, căci e întrebată și scoate și preț bun. De când s-a deschis vama cu România, avem vin în vizită și cumpărători din România, la care foarte mult solicită păstările. Și cu păstările n-am avut probleme. Și în anul 2016 m-am gândit să fac un experiment în seară, să văd cum mă să arăt ele. Ați văzut acolo, noi le-am plantat undeva vreo 3 zile în urmă și sperăm peste vreo 40 de zile să strângem roadă. Problema apei nu l-a ocolit nici pe Lilian, dar slavă Domnului că are râu în preajmă și astfel irigă în sere. Capitolul apa, o leacă e problematic, noi irigăm din râul Larga, avem de vale, își pompăm apa undeva de la 300-400 de metri, poate mai bine. După ce va recolta varza pe 10 ari, va planta roșii. În fiecare primăvară cumpără semințe franceze, căci sunt mai rezistente la boli. În deosebi lucrăm cu sămânță străină numai. E bun și sorturile noastre, dar n-avem acea roadă și n-avem așa rezistență la boli, cum semințele străine le au. Deocamdată varza nu a fost stropită, căci nu sunt dăunători, dar în caz că apar, Lilian folosește un amestec de cenușă și apă. Fiind un agricultor activ, a mers la diverse stagii, atât în țară cât și în afară. Tot ce a văzut în Olanda îi prinde bine și speră să implementeze și acasă. Exact 2 săptămâni ne despart de Sfintele Sărbători de Paște. Întrucât suntem în post, am hotărât ca la bunica să gătim tocănițe din legume, așa cum obișnuiește Maria Diozu din Climăuții de Jos, Șoldănești. E un amestec de legume delicios, ușor de gătit și perfect pentru o masă ușoară, dar și sățioasă. Poftă bună! Cu toamnă eu am pregătit ardei care i-am copt și i-am pus în culoașe de celofan și le-am pus în frigider, în congelator la înghețat. Când, înainte de a face, îi scotem din congelator, îi lăsăm și să deșgheță și mergem mai departe. De cu toamnă am gătit, am sterilizat în bancă ardei, morcov și roșii. Pentru a începe tocănica, am curățit și apă, am tăiet-o și o leucțică am undat-o și cu o leacă de făină. Aprindem focul și dăm drumul la ardei, o leacă și-l prăjim. Prăjim ardeiul. După și sprăjește ardeiul, dăm drumul la legumele care au fost marinate în bancă. Și totodată le dăm drumul în ardei și le încălzim o lecuțică. Când dăm socot că ele s-au prăjit o lecuțică, dinainte am tăiat ceapă, am undat o lecuțică, am muiet-o și cu o leacă de făină. Și după când am aiestea două s-au prăjit o lecuțică, dăm drumul la făina asta și amestecăm toate aiestea la un loc. Punem sare, punem chipier negru, tot ce trebuiește și la gust. Asta e tocănica. Mai facem și mai leguță la dânsa. Înainte, cum amucă-i post, le facem toate pe apă, dar în zilele de când se mănâncă de fruct, făina o amestecăm cu smântână sau cu lapte, nu punem apă. Da, mă, fiind suntem în post, punem apă și amestecăm. De la cine ați deprins această rețetă? De la mama mea. Mama dumneavoastră obișnuia să gătească așa în post. Da. Mama mea gătea foarte bine și ține postul, tot postul ține. Și de la dânsa ne-a deprins, ținem și noi postul. Spuneți-ne, vă rog, dar ce bucate să mai pregătesc de post la Climăuți? Am pregătit urzică dimineață, am pregătit ciuperci. Tot așa ciupercile le-am strâns eu singur, le știu, le-am pus de cu toamnă în bani și am luat de stupat și am pregătit și ciuperci.
Să revenim la tocănița de legume. Tocănița de legume, ia ca pierii să încălzesc o lecuțică, după și ei s-au încălzit, eu torb, cum îi zice, patlăjica roșie și iar o încălzim. Când ies o încălzit, socot că ies o încălzit de-a binele, turnăm și apa cu făină și o lecuțică de apă și turdăm, punem la gust sare și trebuiește. Și asta e tocană de... ies faci tare ușor, dar e tare gustoasă. Tocănica este gata, poftă bună și post ușor. Să întâmpinăm cu bine Paștele. La Darul Pământului vom ieși în câmp să culegem păpădie, căci avem motive întemeiate să o consumăm. Este cel mai bun detoxifiant și un bun remediu pentru oboseală. Conține un șir de vitamine și este un bun aliat pentru ficat. Când o colectăm și ce părți din plantă folosim, aflăm în continuare. Baneala păpădie, cea cu care ne jucam pe câmpiile înflorite când eram mici și pe care și azi o întâlnim pretutindeni în lunile de primăvară, este una din cele mai puternice și benefice plante autohtone. Efectele sale asupra organismului sunt cu adevărat remarcabile. Întreaga plantă are efecte curative datorită compușilor care se întâlnesc atât în petale cât și în tulpină și rădăcină. Păpădia este foarte cunoscută și apreciată pentru efectele sale benefice asupra sănătății ficatului și a bilei. Substanțele active care se găsesc în păpădie stimulează activitatea stomacului, a ficatului și a bilei, având un efect diuretic care ajută organismul să elimine toxinele. Datorită vitaminelor și mineralelor pe care păpădia le conține, ea acționează ca un tonic ce are un puternic efect detoxifiant, curăță sângele, ficatul și colonul de toxinele acumulate în timp, le reglează activitatea și le stimulează. Păpădia are un conținut ridicat de potasiu și magneziu, care ajută la detoxifierea sângelui, la scăderea tensiunii și a colesterolului, astfel reducând și riscul bolilor de inimă, a infarcturilor și a atacurilor cerebrale. Această plantă mai conține vitamina A și seleniu, doi compuși care ajută foarte mult la curățare, regenerarea și înfrumusețarea pielii. Ceaiul sau infuzia de păpădie este foarte bună și pentru cei care suferă de pietre la rinichi, cistită, nefrită, hepatită și anemie. Se recomandă a se consuma zilnic o cană de ceai făcută din apă și două lingurițe de păpădie. În general, această plantă e considerată a fi sigură pentru consum, însă unele persoane pot dezvolta o reacție alergică la folosirea acesteia. Plantele medicinale, chiar dacă sunt benefice în majoritatea cazurilor, ele pot conține componente care pot declanșa reacții adverse sau pot interacționa în mod negativ cu alte plante, suplimente sau medicamente utilizate. De aceea, trebuie să aveți grijă atunci când le folosiți, lucru care trebuie făcut sub ghidajul unui specialist de îngrijire a sănătății. Muzeul istoric etnografic din Rășcani se face remarcat prin găzduirea obiectelor vechi și de valoare găsite de arheologi chiar în ținuturile Rășcaniului. Muzeul este ținta unui public larg ce sunt interesați de posibilitatea unei călătorii spirituale în istorie, cultură și civilizație. Muzeul istoric etnografic din Rășcani a fost construit în 1974 la inițiativa lui Gheorghe Rășcani. Este cea mai importantă instituție muzeală din raion, divizându-se în trei secții: secția arheologică, cea istorică și arta populară. Muzeul din Rășcani este ținta unui public larg ce sunt cointeresați de posibilitatea unei călătorii în istorie, civilizație și cultură. De 18 ani, Ana Salagor lucrează la muzeu. Fiind de specialitate jurnalistă, a ales această meserie deoarece își poate desfășura o activitate mai aproape de inimă. La 1956, la Rășcani, a fost o expediție de arheologi
în satele Duruitoarea Veche, Horodește, Pociumbeni. Au făcut ei descoperiri în peștera. În primul rând au găsit scheletul unui bărbat de 40 de ani. Deoarece era Uniune pe atunci, l-au luat la Moscova, acolo, la muzeu. Au constatat că este scheletul strămoșului nostru. Au lăsat ceva exponate și la muzeul de localitate. Iată, acolo avem vitrină, un os de rinocer, o bucată de dinte de mamut, de la falanga ursului brun de peșteră. Au fost găsite diferite unelte ale omului primitiv tot în peștera de la Duruitoarea Veche. Iată, sunt pietre cu care era dobândit focul, se dobândea, și vreau să vă spun că s-au găsit niște tineri îndrăzneți care au încercat, știți că li s-au primit diferite ciocănașe, toporașe, și au constatat că, iată, aproape cu 1 milion de ani în urmă și pe teritoriul raionului Râșcani a trăit omul primitiv. Localnicii Râșcaniului cu mare drag contribuie la îmbogățirea și valorificarea muzeului. De aceea, ei aduc obiecte vechi pe care le-au moștenit de la părinți și bunei. Icoane, prosoape, costume naționale sunt doar câteva lucruri de valoare găzduite de muzeu. Vreau să menționez un lucru. Pe atunci era mai ușor de colecționat exponatele. Oamenii dădeau cu dragă inimă exponatele acestea vechi, fiindcă era tendința asta spre nou și toți se stăruiau ca să și le socoteau ca obiecte cum nu, care nu le era necesare, și totuși ca să-și aducă un prinos la muzeu, că le spunea, iată, să vii copii, noi generații și să vadă. Și aveam noi și mijloc de transport, era pe lângă Casa de Cultură, era un autobuz. De acum, chiar când eu am venit la începuturi, îmblam prin sate, colectam exponate. Acum transport nu mai avem și mai greu. Dar și oamenii o leacă, mentalitatea s-a schimbat după toate transformările astea, toți vorbanul. Un rol important în amenajarea și păstrarea lucrurilor de valoare îl are directorul acestui muzeu, Svetlana Iordache. Cu o deosebită plăcere activează mai bine de 10 ani în acest domeniu. Sunt îndrăgostită în lucrurile acestea și care avem la muzeul nostru istorico-etnografic. Mergem la expoziții anul acesta în satul Riecea, a treia zi de Paști, la biserică din satul Riecea. Acolo facem o expoziție cu oul incodiat, cu icoanele făcute de meșterița. Atmosfera pregătirilor de Paști se simte prezentă și în incinta muzeului. Au început încondeierea ouălor cu diverse crupe. Un colț de muzeu l-a omenajat fiind asemănător cu cel în care Maica Domnului a adus pe lume pruncul sfânt. Icoanele brodate de Eugenia Doroș au o mare însemnătate deoarece sunt brodate cu dragoste și dăruire de sine. Pasiunea pentru brodat și croșetat a moștenit-o de la bunica ei. Cu răbdare și dibăcie, femeia creează lucruri mărețe. Croșetez diferite, șfețe de mies, colțuri, am făcut pături pe pat, haine, am fetițe micuți și croșetez diferit pentru fetițe. Ia ca așa o față de masă, timp de o luni de zile o fac. Dacă ața e subțirică, merge mai mult timp. De exemplu, sunt și până la un an de zile merge în ață. Cele 4-5 ore de somn în zi pentru Eugenia este suficient. Preferă să croșeteze noaptea, în liniște, atunci când cei 3 copii ai săi dorm. Broderia rămâne a fi pasiunea ei de suflet, astfel că își dorește să fie cunoscută prin accesoriile pe care le confecționează. În icoana asta am nevoie de până plus minus la vreo 3 săptămâni la icoana asta, că este mai puțin de lucru, este scris aici. Și mergeluțele este spun câte unul fiecare parte, spune și scoasă. Asta este coșul de Paște. Noi când ne ducem la Sfințit Pasca, apoi că acoperim totul, este acoperit. Și tot e făcut din mergeluțe de sticlă. Muzeul deține obiecte de o valoare incontestabilă și cu siguranță ținuturile Râșcaniului va scoate la iveală și alte relicve. Cele 45 de minute s-au consumat. Vă mulțumim că ați rămas cu noi. Nu fiți modești. Dacă aveți ceva deosebit în satul dumneavoastră și merită să cunoască lumea, contactați-ne. O după-amiază liniștită.